Salutare și bine ați venit la întâlnirea din această seară a Clubului Idei și Bani, clubul celor interesați și pasionați de finanțe personale și investiții. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Sunt foarte, foarte bucuros să vă am alături și săptămâna aceasta. Vă mulțumesc pentru participare și vă propun niște subiecte care pe mine mă pasionează de foarte multă vreme. Este vorba de strategii de investiții. Este vorba de strategii care funcționează pe termen lung și strategii care nu funcționează pe termen lung. Și asta este subiectul din seara aceasta. Avem și o întrebare. Am 18 ani și nu vreau să mă angajez să lucrez pentru altcineva. Ce aș putea face? Sfaturi, vă rog. Excelent. Păi dacă nu vrei să lucrezi pentru altcineva, probabil că vrei să lucrezi pentru tine. Și dacă vrei să lucrezi pentru tine, se cheamă că să fii antreprenor sau cel puțin soloprenor. Asta înseamnă să înveți să faci ceva foarte bine și să-i ajuți pe ceilalți într-un domeniu al lor. Dacă aveți sfaturi pentru Dan, cu cel mai mare drag. Bun, pentru început vă propun ceea ce se numește lebăda neagră. Știe cineva ce este aceea o lebădă neagră? Bine, între ghilimele. Normal. Sunt sigur că ați auzit de ea. Este un eveniment, exact, un eveniment care nu poate fi văzut, un eveniment de obicei negativ. Se folosește și ca eveniment pozitiv, dar mai cu ghilimele, așa, când a fost introdus de Taleb, a zis, băi, eveniment negativ, da? Bun, un eveniment cu impact mare. Da, un eveniment foarte serios, care de obicei cauzează o criză, cauzează chestiuni foarte serioase. Bun, ideea este în felul următor. Asta știm cu toții ce este o lebădă neagră. Cum prezicem o lebădă neagră? Cum putem să prezicem? Ce am putea să facem? Asta este întrebarea. Cum credeți voi că putem să prezicem o lebădă neagră? Liniște. Vlad zice, doar putem să ne pregătim, dar nu să o prezicem. Bun. Atunci, haideți să simplificăm puțin el. Cine crede că putem să o prezicem într-un fel sau că ar putea fi de anumiți specialiști care studiază foarte atent prezisă? Vă rog acolo să scrieți un da. Da? Și după ce voi scrieți un da acolo, noi vom încerca să vă convingem că nu se poate chestia asta. Pentru simplu motiv că există anumite evenimente impredictibile. Acum, ce e interesant la evenimentele astea impredictibile este că atunci când te întorci în timp și te uiți la condițiile respective, ți se pare că evenimentul ar fi fost predictibil. Asta am citit și eu și mi se pare foarte interesant. Adică întorcându-ne la treaba asta cu, de exemplu, bula imobiliară din 2007-2008 care s-a spart și a cauzat acea criză, au venit niște oameni foarte deștepți și au zis, domnule, să știa că era o bulă imobiliară, să știa că prețurile erau mult crescute, dincolo de puterea oamenilor de rând de a plăti, să știa că ei se dădeau niște credite subprime, adică unor oameni care de fapt nu puteau să ducă acele credite, dar totuși li se dădeau. Se știa că acele pachete de CDS-uri, cum se chemau, conțineau credite ipotecare care erau cu probleme, unele erau chiar în default, în incapacitate de plată. Zice, se știau toate chestiile astea și ca dovadă că au fost unii oameni care au mizat pe spargerea acestei bule, a fost și un film, s-a chemat The Big Short sau ceva de genul ăsta. Da, The Big Short, așa s-a chemat. Și a vorbit despre chestiile astea. Dar în realitate, dacă vă uitați în film, chiar cei care au mizat și au pariat pe această problemă au trecut printr-o perioadă foarte grea pentru că nu au putut să identifice momentul în care se va sparge și au stat peste 6 luni cu pierderi pentru că prețurile tot creșteau
și ei mizaseră pe scăderea prețurilor la anumite active, de asta se cheamă short, a tranzacționa long se cheamă a te baza pe creșterea prețurilor unui activ și a tranzacționa short înseamnă a te baza pe scăderea prețurilor unui activ. Și ei tranzacționaseră chestia asta și cum activele continuau să crească, ei, bineînțeles, aveau pierdere, adică e matematic. Chiar unii de la bănci râdeau de ei. Și, domnule, dacă voi vreți să ne dați banii așa pe nimic, nicio problemă, facem treaba. E, acceptau ceea ce se cheamă contracte futures. Bun, la fel se întâmplă și cu pandemia asta. Zice, domnule, păi nu, că era, să știa că la un moment dat o să vină. Păi de ce să știa? Păi că a fost SARS la un moment dat, a fost MERS la un moment dat, a fost gripa nu știu care la un moment dat. Zice, așa, la câțiva ani a fost în permanență ceva, care de obicei a avut originea chiar în Asia. Ați văzut pe aia din Asia că purtau aproape în permanență măști, că te și întrebai, domne, ce au ăștia de poartă toți măști? Era, nu era cazul, ei purtau măști. E, acum am înțeles cu toții de ce purtau ei măști și guess what, o să purtăm și noi. Și chiar au fost modelele alea rulate de Bill Gates, că zicea toată lumea că, bă, uite că Bill Gates a pregătit el totul, a pus cap la cap. Un prieten îmi zicea că a existat, că a citit un articol de prin, nu știu, 2001-2002, un articol științific publicat într-o revistă în care exact asta se studia, modelul unei pandemii care a provenit de undeva din Asia. Singura problemă era că ei au numit în loc de virusul ăsta SARS-CoV-2, l-au numit agentul X, că nu știau ce să-i zică. Da? Deci, asta e discuția. Lucrurile se știau în principiu, dar degeaba se știau în principiu. Acum, uitându-ne în trecut, ne dăm seama, da, mă, era clar, trebuia să știm cu toții că vine. Dar, de fapt, nu e chiar așa. Ei, asta este... Da, ok, de acord cu tine, Alexandru, măștile erau purtate și contra prafului și nopților. A fost jumătate glumă, sunt de acord cu tine. Însă, ca idee... Cam așa se întâmplă. Ne spune Otilo, e o lege de fier a istoriei, ceea ce pare inevitabil în retrospectivă să fie departe de a fi evident la momentul respectiv. Da, Harari. E perfect adevărat. Noi, întorcându-ne în spate, ni se pare, bă, stăteam pe un butoi de pulbere, trebuia să se întâmple. În realitate nu e așa. Ei, astea sunt lebedele negre. Sunt cele care... se întâmplă într-un mod total neașteptat, într-un mod disruptiv, într-un mod care te dau peste cap și împotriva cărora nu poți să te pregătești specific. Și atunci ce poți să faci? Întrebarea este. Păi, părerea mea este că poți să fii pregătit la modul general. Asta poți. Nu poți să te pregătești împotriva unei chestii lebede specifice alta sau alta, dar poți să ai un comportament prudențial. Cum să ai comportamentul ăsta? Păi cu fondul de urgență, cu finanțele personale, cu economisirea, cu cheltuielile, cu veniturile, că nu te îndatora, nu-ți fă credite peste credite, mai ales credite de-astea rele, de consum, cumpără ce-ți permiți, de unde știi că nu, ce-ți permiți și ce nu-ți permiți, simplu, dacă vrei să cumperi ceva și n-ai banii, să cheamă că pe ăla nu ți-l permiți. Adică nu e că ne cumpărăm de-astea iPhone-uri cu credit pe 2 ani, plătim iPhone-ul, bineînțeles, dublu, după aia cumpărăm altul după încă 2 ani și așa mai departe. Sau o mașină nouă și pe aia tot curate și... Mă rog, la case, într-adevăr, e cam greu să strângi bani 30 de ani și după aia să o iei. Dar măcar și acolo putem să facem. Nu? Venim cu... Mie îmi place cum sunt oamenii disperați după afaceri ipotecare. Vor să dea la un credit, să dea avansul ăla minim, dacă s-ar putea prima casă 5%. Și zici, o închiriez banii pe chirie, plătesc rata, toată lumea e fericită, nu? Da, ai dreptate, dar dacă vine criza, ce faci? Păi dacă vine criza și ai o scădere la prețuri de 10-15%, ceea ce este absolut lejer. Deci, la criza trecută au fost la imobiliare scăderi de 40-50% fără nicio problemă.
Și dacă tu ai o pierdere de 10-15%, să cheamă că deja ești pe minus, nu? Că banii tăi erau 5 și să cheamă că tu datorezi mai mult decât valorează bunul tău. Chiria scade pentru că nu spun că așa ceva se va întâmpla. Deci nu mă înțelegeți greșit, da? Fac și eu ca Donald Trump. I'm not a doctor, da? Deci I'm not a doctor, nu spun că asta se va întâmpla, dar așa ceva se întâmplă din când în când și e posibil să se întâmple și acum. Dacă scad prețurile cu 15%, 20% și tu ai dat un avans mai mic, automat și ești pe zero. Dacă scad și chiriile, este posibil să datorezi la bancă rată mai mare decât încasezi din chiriile. Și dacă stai în stilul ăsta 6 luni, un an sau un an și 6 luni, dacă între timp ți-ai pierdut și jobul și te ține guvernul pe salariul ăsta de subzistență, șomajul tehnic și așa, o să fie foarte, foarte greu. Asta este ideea. Nu înseamnă că să nu faci, înseamnă să nu te expui aiurea. Asta este părerea mea, că n-ar trebui să dăm avansul minim. Părerea mea este că avansul minim ar trebui să fie mult mai mare, undeva pe la 30%, măcar ceva de genul ăsta, pentru că este un risc imens. Și dacă stăm noi în casa aia și tot este un risc, da, minte să o închiriezi și să te bazezi pe diferențialul dintre rată și dobândă, ăla se poate da peste cap în permanență. Bun. Dar revenind la chestia asta cu lebedele negre, vreau să vă spun sincer că de fiecare dată când sunt întrebat despre nu știu ce, ce cred că o să fie săcutare, de fiecare dată spun, în afara faptului unui eveniment neprevăzut, și m-am gândit la invadarea Crimeei de către Putin. M-am gândit la rachetele lansate de Kim Jong-un în Marea Japoniei. Zic, mamă, dacă o rachetă de-aia nimerea nițel lângă și cădea fix în Japonia. Bine, poate n-avea încărcătură nucleară, nu e problemă că chiar așa, dar putea să facă un conflict zonal de toată frumusețea. China, cum este așa prietenă cu Coreea de Nord, ar fi sărit în apărare, deci periculos. Nu m-am gândit nici o secundă la chestia asta cu medicalul. Și ziceam, domnule, dacă n-apare o chestie de asta, în mod normal, în următoarele 6 luni, un an, uite cam ce se întâmplă. E, nici cu gândul nu mi-a trecut că ar putea așa ceva să se întâmple. Dar vreau să vă arăt, mi-a trimis un cititor și îi mulțumesc foarte, foarte mult. Mi-a trimis un pasaj dintr-un video pe care l-am făcut în septembrie, pe 17 septembrie 2019, deci acum 6 luni și ceva. Și aș vrea să vă arăt, nu ca laudă, pentru că nu e nicio laudă, este ca mod de a gândire cum se întâmplă ceva care la un moment dat ți se părea de neimaginat la momentul ăla. Deci, literalmente, ți se părea crazy. Bă, așa ceva e o nebunie. Și ce se întâmplă? Că după 6 luni se întâmplă chestia aia. Deci, mie când mi l-a arătat tipul ăsta, vă spun sincer, mi-a stat mintea loc. Am zis, băi, cum se poate așa ceva? Și cu permisiunea voastră, o să vă dau share screen un minut, ca să vedeți un exemplu de lucruri de negândit. Modul cel mai practic despre, da, într-adevăr, când se cumulează mai multe condiții, crește probabilitatea unei crize. Exact ăsta este motivul pentru care noi spunem că nu se întrevede viitorul apropiat, să zicem 3-6 luni, posibilitatea unei crize majore, pentru simplu motiv că nici măcar în recesiune n-am intrat, da? Deci, trebuie să fii într-o recesiune care se dovedește a fi gravă, ca ea eventual să se transforme într-o criză. Dacă noi nici măcar în recesiune suntem, e ca și cum tu ai fi vesel pe picioare și n-ai avea nicio problemă, umbli pe stradă și te întâlnește un prieten, ce faci când te internezi în spital? Păi de ce să mă internez în spital? Păi vine toamna și vei avea o viroză. Viroza,
tu fiind slăbit, se va transforma în pneumonie, pneumonia se va agrava și va trebui să te internezi în spital. Deci când te internezi în spital, că e toamnă deja, nu? Este puțin crazy. Bun, haideți la... Da, asta era chestia. Era cu... venea viroza, deci în 3-6 luni nu se vedea nimic. Și culmea că la 6 luni și 2 zile s-a declarat starea de urgență, da? Deci 6 luni și 2 zile, nu mai veni să cred chestia asta. Venea viroza și trebuia să te internezi în spital, deși nu erau niciun fel de semne. Bă, deci eu când am văzut chestia asta, nu mi-a venit să cred. Și am zis, da, minutul 46:30, ceva de genul ăsta. Și am zis, hai să o împărtășesc cu voi ca exemplu de om de bună credință pe care nici cu gândul de gândire nu-i trece prin cap așa ceva. E, asta este realitatea, asta este lumea în care trăim. Bine, acum dacă o să vă uitați la... la video, o să vedeți că acolo sunt niște lucruri, cum să spun, de bun simț, adică la genul bun, de acord, nu știm ce o să se întâmple. Cum spuneam, domnule, noi nu vedem în următoarele 3-6 luni o criză și n-am văzut-o, am avut dreptate, n-am văzut-o, a fost la 6 luni și câteva zile, deci așa. Însă ideile erau corecte, ideile erau cu finanțe generale, ideile erau cu portofoliu diversificat, să nu spui toate ouăle într-un coș, să nu te expui aiurea. Despre astea erau ideile, mă rog, dacă vreți să vă uitați la el foarte bine, e și Valentin cu ideile lui corecte, deci e ok. Bun, ce am vrut eu să zic este că, deși pare greu de imaginat și pentru mine personal pare greu de imaginat, așa ceva se întâmplă. Și atunci venim la ideea și mulțumesc pentru această idee despre Forex. Cum spune și Mihai, ori investi temeinic și devii trader profesionist, ori te lași. Îi mulțumesc pentru sfat și vreau să trecem prin această prisma a neprevăzutului care se poate întâmpla la a discuta despre strategii, a discuta despre diverse strategii de investiții. Și există mai multe strategii de investiții. Una dintre ele este exact chestia asta pe care o discutăm aici, numită trading. Da? Ce înseamnă trading? Înseamnă să tranzacționezi ceva pe termen scurt. Se numește day trading. Dacă deschizi și închizi pozițiile în aceeași perioadă, se numește, mă rog, short-term trading, dacă ai câteva zile, poate să meargă și până la mai multe zile. Există tranzacționare în piața Forex, poți să tranzacționezi derivate, poți să tranzacționezi mai multe lucruri, da? Bun. Problema este că această strategie este o strategie foarte interesantă pentru că are o atractivitate pentru foarte multe persoane. Pentru că ea vine în sprijinul acestei nevoi emoționale care este oarecum așa sădită în interiorul nostru, nevoia de îmbogățire rapidă. Și zice, băi, vine cineva și spune, mă, tu ai putea să faci o groază de bani venind nu numai cu îmbogățirea rapidă, ci cu o sumă foarte mică la început, cu câteva sute de euro, ai putea să câștigi, nu știu, profituri de 10% pe săptămână sau ceva de genul ăsta. Am cunoscut persoane care, când vorbeam împreună cu Valentin la cursurile noastre de profituri la investiții de circa 10% pe an, ei bușea râsul. Ziceai, băi, în Forex să fac 10% pe săptămână. Numai cine e fraier face 10% pe lună. Ceva genul ăsta. Și mie mi se pare foarte amuzant, pentru că într-o vreme am tranzacționat și eu, și în piața Forex, și în piața derivatelor, CFD-uri, știți? Contracte pe diferență. Contracts for difference. Instrumente cu levier. Tot așa, mai cu sume mici și ce am constatat? Am constatat că de multe ori încasez profituri mici și destul de multe și chestia asta poate să dureze câteva zile, câteva săptămâni și câteva luni și la un moment dat vine o chestie, o lebădă neagră
și ai o pierdere mare. Dar nu că ai o pierdere mare că ți-ai pierdut profitul. Nu, ai o pierdere mare că ți-ai pierdut profitul pe câteva luni plus tot contul tău. Și chestia asta este interesant că apare rar, dar apare întotdeauna. Este exact ca o lebădă neagră. Întotdeauna se întâmplă ceva care nu funcționează și tu care ziceai exact că ai prins șpilul la treabă și că ai învățat cum merg lucrurile, că doar ai avut niște, uite câte câștiguri ai avut în trecut, exact pe tine te prinde pe picior greșit și exact atunci pierzi o groază. Și mie mi se pare formidabil că sunt foarte, foarte mulți care sunt interesați de povestea asta, sunt foarte, foarte mulți care fac chestia asta la modul practic, sunt foarte, foarte mulți care pierd sume mici, medii sau mari, dar nimeni nu vorbește de chestia asta. Deci mie chestia asta mi se pare fascinantă. Pe vremuri exista reclama aia, nu știu dacă o știți, era acolo în dreapta, cu Maria, o vânzătoare care a câștigat în seara trecută 450 de euro tranzacționând în piața Forex. Și erau perfect legale reclamele astea, nu aveau nicio problemă. Și ca după aia să-și dea oamenii seama că sunt țepe. Păi, da, normal, Alexandru, despre asta mă refer. Mă refer la faptul de a ajunge la margin call și de a-ți închide automat brokerul în contul. Bineînțeles, mi s-a întâmplat de două ori până acum. Deci, norocul că mi s-a întâmplat în trecut și am înțeles ceva. Ultima dată în 2012. Da, 2012, da. Ok. Și problema asta este. Primesc multe întrebări referitoare la copy trading. Zice, domnule, există niște site-uri pe care sunt niște experți. Cum, de exemplu, ultima modă este cu eToro. Și pe vremea mea exista un alt site, nu exista eToro, dar cred că există și acum se numește Zulu Trade. Și m-am dus și eu pe Zulu Trade și am văzut că erau câțiva, pentru că aveau un top al traderilor, foarte mișto pus la punct. Și în top, pe prima poziție, să exista cineva, se numea Forex Cruise Control, și pe poziția, nu știu, a doua sau a treia, mai exista încă cineva și eu atunci, ca băiatul prudent, am zis, hai să-mi deschid un cont demo și să stau să văd ce se întâmplă. Și ideea era că trebuia să le dai să tranzacționeze o anumită bucățică, un procent. Un lot este echivalent cu 100.000 de euro și le dădeai secvențe, fragmente dintr-un lot. Fragmentul minim era 001. 001 însemna, practic, ei să tranzacționeze echivalentul a 1.000 de euro sau 1.000 de dolari. Zi și făcut. Am făcut cont demo, l-am lăsat să meargă, i-am băgat pe 2-3 traderi și ce am văzut? Am văzut rezultate bune, pentru că aveau în urmă o istorie de vreo 6 luni, de ceva de genul ăsta, și cu creșterea așa, când mai sus, când mai jos, dar era o linie clară, o linie de trend. Și mi s-a părut interesant și am venit cu bani reali. Am deschis cont real, l-am alimentat, i-am dat unuia 001, 1001 și așa mai departe. Am stat o lună, o lună și ceva și au început să facă profitele bune. Nu, mare, dar așa. După aia am vorbit cu prieteni, am zis, bă, uite ce am descoperit eu, că fac ăștia trading, sunt niște oameni foarte deștepți, probabil, care știu mult mai mult ca mine. Era anul 2011, vă dați seama, nu era chiar atât de răspândit trading-ul cum este acum. Și să uită și prietenul ăsta, să uită câteva săptămâni, vede cum se mișcă lucrurile. Între timp eu făceam profituri. Ok. Intră și el, își deschide cont. Între timp eu văzut, deja trecuseră vreo 3 luni, deja s-a acumulaseră banii, am zis să vin cu niște sume mai mari, lucrurile mergeau liniștit, din când în când mai aveau și scăderi. Dar asta era normal. Mai aveau așa câte o scădere, prețurile își reveneau, majoritatea tranzacționau perechea valutară GBP-USD, dacă, mă rog, cei care au studiat puțin Forex, știu că această pereche valutară este cunoscută pentru swing-uri. Când jos, când sus, când jos, când sus. Asta face ea. Și au mers lucrurile bine. E,
Vă dați seama că omul se lăcomește la un moment dat și de la 0,1, 0,01, le-am luat 0,02, le-am luat 0,5, le-am dat 0,1, deja la 0,1, când deschidea o poziție, tranzacționau pentru mine echivalentul a 10.000 de euro. E și asta o sumă. Aveau la un moment dat 3, 4, 5, 6 poziții, vă dați seama, tranzacționau pentru mine 60-80 de mii de euro. Aveam un cont mic, aveam un cont de vreo 12-15 mii de euro, ceva de genul ăsta. Cam așa, da. Venise cu bani mai mult, să făcuseră spre 20 de mii de euro, eu m-am gândit că mă pensionez din chestia asta, vă spun sincer, mi se părea super tare să scoți bani din piatră seacă, mi se părea nemaipomenit. Văzând eu că vin profiturile, la un moment dat s-a făcut să vreo 25.000 de euro, am retras 10.000 de euro, am zis ok, hai să mai rămân cu 10.000 de euro banii mei și cu vreo 5.000 profiturile, toate bune și frumoase, până când a venit doamna Lebădă Neagră. Moment în care a fost o mișcare pe GBP-USD, care nu și-a mai revenit, ei erau frumușel acolo pe contrasens, erau, mi se pare, long, prețurile scădeau, ei deschideau poziții de cumpărare, pentru că asta era strategia lor. Și ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că nu și-au mai revenit prețurile, scurt. Exact cum spunea Alexandru, se întâmplă uneori. Frică de orice black swan că te poate duce la margin call. Exact asta s-a întâmplat, da? Și ușurel, ușurel au început pierderile pe cont să crească și după vreo, nu știu, vreo două săptămâni ajunsese pierderea să fie cât profitul. Deci aveam o pierdere de vreo 5.000 de euro. Și în momentul în care am vorbit cu prietenul ăsta, noi, ce facem acum? Închidem pozițiile? Că puteai să le închizi manual. Închideai poziția și asta e, îți luai pierderea, ieșeai din tranzacție, era ok. Bă, n-avem cum să închidem poziția. Oamenii ăștia fac trading de... Păi numai aici fac trading de vreun an jumate. Ăștia sunt oameni serioși. N-ai văzut până acum. Au avut 10-50 de trade-uri. Peste 100. Mult peste. Cred că probabil aveau 3-400 de trade-uri. Până la urmă sau... Și-au revenit. Știu ei ce fac, nu? Ok, știu ei ce fac. Am mai vorbit și acasă, în familie, cu nevestele. Hai bă, nu se poate, știi? Bine. După încă vreo săptămână, 10 zile, pierderea aia de 5-6 mii s-a transformat în pierdere și mai mare. Au venit brokerii, exact asta, așa se întâmplă, margin call, apel în marjă și când pierderea ajunge la, contul tău ajunge practic la zero, brokerul îți închide automat poziția și cu asta pe asta și asta a fost momentul când mi-am luat o pierdere de circa 12.000 de euro, ceva de genul ăsta. Erau vreo 5.000 câștigul și probabil vreo 10.000 erau ai mei. Deci, cam asta este chestiunea. Da, Alexandru, așa e, roboția mă automatizează un pic și Luca s-a ocupat de asta. Dar tot trebuie să urmărești. Și după aia m-am dus inclusiv la roboți. Și am zis în felul următor. Na, deși și băieții care tranzacționau în Forex și cu tot cu roboți tranzacționau pentru că deschideau poziții fix la orice oră din zi și din noapte. Deci nu pot să cred că o persoană stătea așa 24 de ore pe zi numai cu ochii. Chiar dacă trebuie să stai 12-14 ore, ei tot stăteau în permanență. Deci aveau probabil un robot. Și am început să iau, și am luat un robot și ce a făcut robotul? A făcut câștig, 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 mic, câștig, mic, câștig, mic, câștig, mic, vreo 10, vreo 12 câștiguri mici, poc, pierdere mare. Era unul super tare, se numea Auto FX Milionaire. Avea un video cu un tip care zicea, mamă, eu din robotul ăsta îl rulez de 2 ani de zile, mi-am luat, era filmat cu un Lamborghini, cu nu știu ce casă, cu piscină. Deci era atât de realist făcut video ăla. Era ca un film. Era nemaipomenit. Dar nici la calitate de film așa să bată la ochi. Era ca și cum făcea omul un video cu, bă, uite ce am făcut eu împreună cu oamenii mei, cu doi așa, am pus la punct robotul ăsta, l-am testat anterior cu grafice, ce a făcut pe... Și exact asta este ideea, pentru că
roboții ăștia sunt testați pe o perioadă anterioară și tu poți să faci un robot care să funcționeze superb pe datele trecute, dar care să nu facă nici 2 lei pe ceea ce se întâmplă în viitor, că piețele nu se comportă la fel. Și uite așa, am intrat cu robotul ăla și ce a fost interesant este că ei făceau promo la robot, aveau o listă cu toate tranzacțiile respective, dar exact acea tranzacție pe care robotul nu a mai închis-o. Majoritatea erau swing trading, înseamnă că prețul o lua invers și revenea. A fost o tranzacție în care prețul a luat-o invers și nu și-a mai revenit. Ei aveau niște stop loss-uri imense puse la distanță kilometrică și n-au mai închis tranzacția. Punct. Robotul nu a închis-o, m-a lăsat tranzacția pe cap. Care tranzacția a început să crească, bineînțeles. Am încercat eu să fac cu hedging, să deschid tranzacții de sens opus, să... Cred că m-am chinuit cu ea vreo săptămână, ceva de genul ăsta, să mențin pierderea în zone rezonabile. Până la urmă am reușit să mențin pierderea în zone rezonabile, dar, mă rog, cu greu. Ei, ce a fost interesant este că ei au continuat să publice tranzacțiile, dar exact tranzacția pe care Nod închiseseră, n-au închis-o niciodată și, bineînțeles, a fost pierzătoare, n-au publicat-o. Și știu că pe un forum găsisem câteva comentarii. Băi, am văzut, dar tranzacția aia de ce nu apare? Deci era clar că era vizibilă, nu era o problemă la mine. Bineînțeles, am renunțat la robotul ăla, l-am luat pe altul, s-a întâmplat... După, nu știu, 2-3 săptămâni s-a întâmplat ceva gen același lucru. Da? Deci, apropo de chestia asta cu roboții, m-am lămurit foarte bine. Există roboți care tranzacționează, sunt roboții făcuți de niște oameni super specialiști care lucrează pentru hedge funds, care lucrează pentru bănci care fac trading și așa mai departe, pe care îi reglează fine-tuning în permanență. Nu sunt roboți nici de 46 de dolari, nici de 146 de dolari și nici de 546 de dolari. Da? Deci asta ca să stabilim clar. Care fac high-frequency trading, care tranzacționează propriu-zis. Deci ideea este că a spera că un robot de ăsta sau că un trader de ăsta îți va aduce profituri pe termen lung este, cum să spun, e pur și simplu copilărie. Pentru că lebădaia neagră de care am început să discutăm va apărea la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Sincer, cu cât apare mai devreme, cu atât e spre norocul tău, pentru că îți vei da seama de chestia asta și ai o șansă să te oprești. La mine n-a funcționat de prima dată. Prima dată mi-am luat păcăleala cu ea de la Zulu, după aia am zis eu că am înțeles eu cum să tranzacționează și următoarele 6 luni, bine, după vreo lună, două, când mi-am revenit așa la cap și la suflet, am zis că mă apuc eu să tranzacționez și mi-am furat-o eu, bine, într-o manieră mult mai mică, doar așa vreo câteva 2-3 mii de euro, dar mi-am furat-o eu pe barba mea și m-am relămurit. Dar haideți să mai vedem aici cu comentariile cât sunt foarte interesante. Cristian ne spune că regula generală în trading și în forex, rezultatele din trecut nu le garantează pe cele din viitor. Din păcate, Cristian, ai perfectă dreptate și am văzut asta. Mie mi se părea, uite cum zici tu, degeaba ai 6 luni pe plus dacă în a 7-a lună pierzi. Vezi, mie asta mi se părea interesant. Mie mi se părea că, băi, din moment ce ai testat o strategie o lună, 2, 3, 4, ce o să se schimbe atât de dramatic în piețe încât să-ți dea peste cap strategia? E foarte simplu. Există strategii cu un anumit risc calculat și am văzut trade-uri, pe vremea aia se făceau trade-uri publice, inclusiv cei de la XTB aveau un capitol pe site, se chema Trade Setup. Și îi ziceau în felul următor, având în vedere că aia și aia și aia, am plasat un trade long pe perechea valutară aia și aia, cu take profit și cu stop loss. Doar că take profit-ul și stop loss erau puse, cum să spun, rezonabil. Majoritatea trade-urilor făcute de băieții ăștia și de roboți sunt cu niște stop loss-uri și take profit-uri atâta, pe ideea, las că întoarce prețul. Și am văzut și pe eToro, nu știu când am intrat eu acolo în urmă cu
vreun an și ceva, mulți aveau trade-uri câștigătoare de 15 pipși, 20 de pipși, 9 pipși, ceva de genul ăsta, cu stop loss de 300 de pipși, 400 de pipși, da? Păi vă dați seama, dacă îți iei o singură pierdere de 300 de pipși, înseamnă cam cât? La un câștig de 15, înseamnă cât 20 de tranzacții profitabile. Deci poți să ai 20 de tranzacții profitabile și una pierzătoare și ai ieșit pe zero. Exact asta se întâmplă. Nu este problema dacă vei avea acea tranzacție pierzătoare. Problema este când o vei avea. Poți să o ai încă o dată, după 3 zile, după 3 săptămâni sau după 3 luni. Dar o vei avea întotdeauna. Dar roboții automatizează. Așa, stai că pe asta cu roboții am văzut-o. Trebuie să fac fereastra de cit mai mare. Ca să văd mai bine. Bun. Așa. Foarte faine poveștile astea, pentru că acum e invazie de roboți de tranzacționare. A fost, să știi, întotdeauna invazie. Poate n-a fost ca acum invazie de roboți. Eu nu mai sunt la curent, nu le prea urmăresc. Însă, să știi, George, că roboți au fost în permanență și probabil o să continue să existe. Și nu zic că e ceva rău. Zic doar că este bine de avut în vedere. Și apropo de Luca, vă rog să vă uitați pe site-ul cu roboți pe care îl avea el și să vedeți dacă mai tranzacționează și ce părere are Luca acum despre roboți, după ce a văzut că uneori funcționează, uneori nu funcționează. Bun. Da, și unul, mi se pare că robotul lui Luca chiar ăsta era, Fapt Turbo, mi se pare. Cred că chiar ăsta era. N-aș băga mâna în foc, însă e posibil. Mai exista unul foarte celebru pe vremea aia, se chema Megadroid. Pe ăla l-am testat și eu tot așa. Făcea niște câștiguri mici, câștiguri mici, câștiguri mici, poc pierdere mare. Deci, da, nu cred că mergea pe strategia Martingale, nu, că nu deschidea prea multe poziții. Mergea pe un fel de swing trading. Da. Povestea cu... și asta zic că mie mi se pare fascinant că acum, de când cu normele MiFID s-au modificat regulile și brokerii care oferă Forex și instrumente de-astea cu levier sunt obligați să scrie pe site cu procentul celor care au pierderi. Și dacă vă uitați la toți brokerii, o să vedeți jos scris. Cam care este procentul celor care au pierderi? Păi o să vedeți că sunt undeva între 70 și... Așa, mulțumesc, Mihai. Undeva între 70 și 80%, da? Deci ăsta este procentul celor care tranzacționează cu efect de leviere, instrumente derivate și au pierderi. Pe lângă cei 80%, mai sunt unii care sunt cam pe zero. Așa, de la lună la lună, când puțin pe minus, când puțin pe plus. Și pe aia nu-i pune la socoteală și sunt câțiva foarte puțini. Exista vorba asta, dar n-am avut atâta inspirație să o cred și să o ascult până nu m-am dat și eu cu capul, că 95% din cei care fac trading pe piața Forex pierd și că de fapt 5% câștigă. Și acum sunt absolut convins că este un procent rezonabil. Cel mult 5% câștigă dintre cei care chiar știu să facă asta. Singura problemă care mi se pare și mai culmea față de mitul ăsta care se vântură atâta, este faptul că există anumite medii în care se vehiculează ideea, domnule, fii atent, în Forex poți câștiga bani, și eu pot să-ți arăt cum. Deci putem face un curs de o săptămână sau de două săptămâni și tu vei învăța exact ce poți să faci tu să pui în aplicare ca să câștigi pe piața Forex. Eu nu contest că sunt oameni care câștigă în Forex. Sunt oameni care cu asta se ocupă. Sunt trader profesioniști, exact cum spuneați și voi aici pe chat.
Sunt trader profesioniști care lucrează, care au un job, care sunt plătiți pentru chestia asta de către o instituție și care fac profituri. Culmea este că chiar am cunoscut unul dintre ei. Am niște prieteni foarte buni, foști colegi de facultate, care au plecat în state, au făcut doctorat acolo și am cunoscut un coleg de-al unui astfel de prieten. Am fost și la el în casă, am cunoscut familia și el a făcut, după acest doctorat în fizică, era pasionat de calculatoare, a făcut nu știu ce specializare și, fiind pasionat și de piețe financiare, s-a angajat la o astfel de firmă de trading și lucrează în dezvoltarea de programe, de software care analizează fluxurile de știri și caută pattern-uri de anumite date pe care ei să le coreleze cu mișcările din piețe și, în funcție de ce le vine în timp real din știri, de pe fluxul de știri, ei să poată să deschidă niște tranzacții, sigur, de alea ultra-rapide, ca să fure niște procente pe anumite mișcări, să fure niște impulsuri, să găsească niște impulsuri de creștere sau de scădere, nu contează. Și mi-a zis că sunt câteva zeci de traderi angajați. Este o firmă făcută de un miliardar din New York, care s-a gândit, nu mi-a dat numele lui, dar nici nu mă interesează numele lui, care s-a gândit în felul următor: dom'le, eu am afaceri, eu am imobiliare, am nu știu ce, zice, hai să tranzacționez și în piața Forex. Dar nu tranzacționez eu, că nu mă pricep, hai să-l las pe unii mai deștept. Și mi-a zis și care e sistemul de recompensare a lor și cum au fiecare o anumită sumă și cum firma verifică când au avut pierderi și le micșorează sumele și cum au niște reguli precise de cât, cum, ce tranzacționează, cum trebuie să facă hedging contra pieței, că ideea este nu să crești și tu cu piața sau să scazi cu piața, ci ideea este să ai profituri peste profiturile pieței. Și atunci când tu deschizi o tranzacție de un sens pe instrumentul tău, trebuie să deschizi o tranzacție de sens opus pe instrumentul general al pieții, ca în felul ăsta să rezulte ce faci tu. Și nu doar să crești cu piața și să scazi cu piața. Povestea despre multe chestii și am stat cu el ore întregi și am vorbit despre așa ceva și inclusiv despre profituri. Și l-am întrebat, domnule, cam cât se câștigă în zona asta? Și zice omul, domnule, firma per total, care, repet, avea zeci și zeci de persoane angajate, salarii normal, cheltuieli, zice, per total, miliardarul nostru obține undeva pe la 20% profit anual. Poate 20 și poate 25%, ceva de genul ăsta. Așa că cei care vin cu profituri de 10% pe lună sau și mai și, este o mare poveste că genul ăsta de profituri nu sunt sustenabile pe termen lung, ca dovadă că o dau în bar. Un alt studiu făcut de cei de la Renaissance arătau că din totalul traderilor pe care ei studiaseră, procentul tranzacțiilor câștigătoare era de 50,6%. Deci cam jumătate erau pierzătoare, jumătate erau câștigătoare, dar cele câștigătoare câștigau puțin mai mult decât pierdeau și din această cauză ei reușeau per total ani de zile să fie profitabil, că dacă nu erau profitabili, înțeleg, nu mai ținea nimeni angajați, adică e clar. Și în principiu cam ăsta este nivelul. Deci dacă piața, indicele, bursiere, S&P 500 îți aduce 10% fără să faci nimic, un trading profesionist poate să-ți aducă 20, 25, 30%, nu știu, poate 40%, ceva de genul ăsta, dar în niciun caz 10-15% pe lună, că e o nebunie. Ne spune Mihai, pe high frequency trading am avut un coleg care a lucrat pe așa ceva pentru o bancă, care nu lucra cu mai mulți brokeri, avea un robot care găsea ascul unui broker cu bidul altui broker, favorabil traderului. Da, super tare. Deci sunt 15.000 de milioane de metode care funcționează pentru profesioniști într-o anumită măsură, că nici ele nu funcționează 100%. Ați văzut statistica? 50,6 da și 49,4 nu. Și procentul e foarte realist. Ideea este că mulți își doresc chestia asta, domnule, trebuie să fac și eu
trading pe Forex, pentru că li se promite, domne, fii atent, câștigi venituri pasive, stai o oră, două în fața computerului și câștigi bani cât pentru toată luna aia. Tot ce trebuie să faci este să înveți niște analiză tehnică cu linii de trend, cu suport, rezistență, niște Fibonacci. Dacă mai înveți și de unde le Elliot, ești doctor în chestia asta și nu-ți mai trebuie nimica. Și vin cu niște date la ei. Zice, uite, cu tare, dacă ai fi făcut în trecut la, acum făceai. Uite cât de simplu este. Și problema e că ei se duc acasă și încep să facă chestia asta și după câteva săptămâni sau după câteva luni, în mod automat, au respectivele pierderi. Unii înțeleg și li se taie cheful, alții nu înțeleg și tot continuă. Eu am avut norocul ca după vreun an jumate, așa, spre doi, nu, chiar mai puțin, cam un an jumate, să înțeleg că chestia asta nu funcționează și să văd de treburile mele. Acum, bineînțeles, există unii care învață relativ profesionist chestia asta și care ajung chiar să o facă. Este exact diferența între a fi șofer pe mașină și a fi pilot de curse. Da? Tu poți să-ți dorești să obții carnet de conducere, faci școala de șofer și după aia zici, păi stai mă, eu știu să conduc o mașină. Păi dacă eu știu să conduc mașina asta, mă duc și mai fac două săptămâni de trading și conduc mașina aia și sunt pilot pe circuit. Din păcate nu e așa. Există școli de piloți, există tot felul de sisteme pe care oamenii le fac și este un training de ani de zile, nu e de săptămâni sau de luni. La fel spunea și Ray Dalio. Zicea, domnule, nu vă bazați pe ideea de trading pe scurtă durată, pentru că voi competiționați cu firme ca a mea. Firma lui Ray Dalio, Bridgewater, are câteva mii de angajați și nu sunt toți, cum să spun, portari, femei de serviciu, șoferi, bucătari și chestii de-astea. Sunt oameni care sunt super școliți și care sunt super inteligenți și care fac tot felul de software-uri și așa mai departe și care exact asta fac. Și a tranzacționa tu în piață înseamnă să tranzacționezi împotriva lor și șansele de câștig sunt exact astea de care vorbeam, da? Bun. Da, mulțumim, Bogdan, pentru comentariul tău. Este foarte interesant. Însă, exact cum spui, pentru toate astea ai nevoie de un mentor, pentru toate astea ai nevoie să înveți. Și chestiile astea nu se fac peste noapte și nu se fac pe un curs de o săptămână sau de două săptămâni sau ceva de genul ăsta, la fel cum unui pilot de curse îi trebuiesc ani de zile până când reușește din a supraviețui pe circuit să obțină și rezultate bunicele, la fel unui trader îi trebuiesc ani de zile până reușește ajunge la o anumită constanță și o anumită predictibilitate. Deci, părerea mea este că treaba asta cu strategiile pe termen scurt și îmbogățirea pe termen scurt, sunt super, super păcăleli. În afară de cei... Și culmea e că întotdeauna să zice, domnule, numai 1% au succes. Și când îi vezi că se duc la un curs, că știu că și eu m-am dus la un curs de ăsta, toată lumea zice, da, ăia 1%, eu o să fiu acolo. Eu o să fiu. Deci eu o să îmbrici, o să citesc, o să fac, o să dreg. Asta mi se pare culmea. Exact ca la loto. Este ca și cum te-ai supăra că ai pierdut la loto. Eu n-am văzut pe cineva să se supere că a pierdut la loto. Să zică, bă, firar să fie, n-am câștigat de data asta. Păi de ce te superi că n-ai câștigat? Că aveai 99,459% șanse să pierzi. Și guess what? S-a întâmplat. Adică de ce te miri? În Forex și în trading nu se întâmplă niciodată așa. Oamenii sunt, bă, fier ar să fie și am pierdut. Păi de ce te miri? Aveai din start 95% șanse să pierzi. De ce te miri că s-a întâmplat așa? Păi nu, că eu eram altfel. Ba nu erai altfel. Mă rog, e o vorbă în poker. Zice că dacă te uiți la o masă de poker și nu-ți dai seama cine-i fraierul de la masă, se cheamă că tu ești. Cam asta e. Cam asta e și treaba asta. Bun.
Ce am vrut eu să zic este că există strategii câștigătoare și există strategii pierzătoare. Și eu nu înțeleg de ce ai alege între două strategii, o alegi pe cea care are 90% șanse de a pierde versus cea care are 90% șanse de a câștiga. Eu asta nu pot să înțeleg. Și motivul este că aia foarte riscantă vine cu niște sume mici și cu promisiunea de a te îmbogăți rapid. Dar nici măcar oamenii milionari, nici măcar miliardarii nu se îmbogățesc rapid din trading. Asta este noaptea minții, că cei care câștigă și câștigă an de an, da, și sunt firme care fac chestia asta, nici ăia nu se îmbogățesc. Au 20-25%, poate 30% profit, da? Deci nu își dublează banii peste noapte. Banii nu se fac din nimic, se fac din nimic, pentru că băncile centrale printează acum foarte mulți bani, dar asta este pe partea a doua. Bun, întrebarea este în felul următor. Există o strategie care funcționează? Da, părerea mea este că strategia care funcționează este strategia investițiilor pasive făcute pe termen lung. Deci, da, Sorina, exact cum spui, rămâi pe investițiile în imobiliare. Exact asta a fost concluzia mea. Aveam la momentul acela 2011, aveam investiții în imobiliare, aveam investiții în acțiuni, investiții în obligațiuni, n-aveam, dar aveam niște fonduri care erau niște fonduri mutuale pe obligațiuni. Și tot zbuciumul ăsta al meu și pierderile de bani, imobiliarele mi-au adus bani, acțiunile mi-au adus, nu multe mi-au adus, obligațiunile mi-au adus bani și tradingul mi-a adus minusuri. Și atunci am stat să mă gândesc, băi frate, ce este în capul meu? Chestiile astea funcționează. Și am citit. Și am citit ce a zis Warren Buffett, și am citit ce a zis John Templeton, și ce a zis Jack Bogle, și ce au zis mulți alții. Și vine cealaltă capcană. Cealaltă capcană care zice, băi, am înțeles, ok, strategia nu e cu Forex, e cu tare. Strategia este cu acțiuni, investiți în piața de acțiuni, unde ce trebuie să faci? Trebuie să vânezi maxime și minime și trebuie să cumperi la minim și trebuie să vânzi la maxim. Deci asta este clar strategia câștigătoare. Și îmi pare rău să vă spun, dar nu este nici asta strategia câștigătoare, pentru simplu motiv că asta are o gândire greșită, care zice în felul următor, dom'le, eu nu investesc acum pentru că sunt prețurile mari, eu aștept ca prețurile să scadă și după ce scad prețurile, eu strâng banii ăștia pe care îi aveam și când au scăzut prețurile și au ajuns la minim, atunci investesc. Este de acord toată lumea că e o idee bună să nu investim când prețurile sunt mari și să așteptăm minimul și atunci să intrăm cu o sumă mare? Nu? Cum poți pierde la faza asta? Păi, problema este în felul următor. Problema este dată de două chestii. Una, tu îți propui să investești o sumă mare. Iar chestia asta n-ar trebui să o faci niciodată pentru simplu motiv că a avea impresia că tu ai nimerit minimul când să intri sau avea impresia că ai nimerit maximul când să ieși, ideea asta este total pierzătoare. Există multe exemple din piață în care piața s-a dus în jos, ai crezut că s-a oprit și după aia s-a mai dus în jos. Da? Sau în piața s-a dus în sus, după aia a corectat puțin, ai avut impresia că ai ajuns la maxim, după aia s-a dus în sus ani de zile și tu ai rămas pe margine cu ochii în soare. Deci ideea asta de a tranzacționa, de a găsi, de a vâna minime și maxime este o super păcăleală. Este o super păcăleală imensă. De altfel, bătrânul Warren Buffett chiar a făcut un pariu. A auzit cineva de pariul lui Warren Buffett? Pariul de de euro. Warren Buffett n-are nicio treabă cu euro. Pariul de $1,000,000 al lui Warren Buffett. Mai caut un material că am ceva ce vreau să vă arăt. Bun.
Da, ăla este pariul. Exact, ăla este pariul de $1.000.000. Că investițiile pasive, nu sale lui, ci investițiile pasive vor bate investițiile active pe o perioadă de 10 ani. Exact așa. El a făcut următorul pariu. A zis în felul următor. Dom'le, investițiile pasive într-un fond de indice care imită un indice bursier, de exemplu indicele S&P 500, o să bată orice coș de 5 fonduri speculative care vor să bată piața pe o durată de 10 ani. I-a zis în felul următor. Eu aleg fondul de indice și voi alegeți 5 fonduri de-astea, hedge funds, fonduri speculative și facem treaba. Și au venit niște băieți deștepți care au zis, gata, facem treaba. Warren Buffett a ales un ETF de la Vanguard pe S&P 500, un ETF care e public, nu e nicio problemă, nu e nimic ascuns. Și ceilalți au ales 5 hedge funds. Problema este că astea hedge funds-uri n-au putut fi publice pentru că însemnau un fel de reclamă mascată și au ajuns la concluzia că nu e ok să le facă publici și atunci le-au zis fondul A, B, C și D și E. Da? Și ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că exact în 2007, când au făcut ei pariul, a venit repede criza și S&P 500 a avut o scădere mai mare decât hedge fundurile. De ce? Pentru că aceste fonduri speculative, tranzacționând și instrumente derivate, ele au capacitatea să câștige și pe creșterea a piețelor și pe scădere. Ele n-au câștigat pe scădere, dar în loc să aibă ca S&P 500 o scădere de vreo 50-55%, au avut doar o scădere de vreo 35-40%, ceea ce, mă rog, tot e bine. Și în primii ani, Warren Buffett a plecat din punctul ăsta de vedere cu un dezavantaj. A plecat pe minus. E, în anii următori, indicele S&P 500 și-a revenit și și-au revenit și acele fonduri, dar indicele S&P 500 și-a revenit mult mai rapid și undeva cu vreo 2 ani sau ceva de genul ăsta înainte de 2017, înainte de a se încheia oficial pariu, deja Warren Buffett câștigase și cu vreun an înainte, cei care au fost pe partea aia a pariului au recunoscut, au zis și ei cu I'm not a doctor și au recunoscut înfrângerea și au plătit milionul de dolari, nu în buzunarul lui Warren Buffett, pentru că nu despre asta era vorba, era fiecare alegea o organizație caritabilă și mi se pare că Warren Buffett a ales o organizație a fetelor din Omaha, sportive, nu știu ce sport, avea la organizația așa și le-au făcut plata. Deci, ideea asta cu noi că vom bate piața pentru că vom cumpăra la minime și vom vinde la maxime, este o absolută poveste. Pur și simplu, pe termen lung, nu funcționează. Și ăsta este motivul pentru care toți investitorii ăștia deștepți au dat ca sfat în felul următor. Dom'le, mergeți pe un fond tip indice pentru că aveți cel puțin 90% șanse să învingeți orice alt fond care este administrat activ, fond speculativ. Și acum, bineînțeles că omul ce o să zică, da, eu vreau un fond de ăla care este între alea 10% sau 5% care bate indicele. Și aveți perfectă dreptate să vă doriți asta. Problema este că nu este același fond de la an la an. Într-un an există un anumit fond de investiții care obține un rezultat mai mult. În altă perioadă alt fond, în altă perioadă alt fond și așa mai departe. Și n-ai cum să știi dinainte care va fi cel câștigător și n-ai în orice caz cum să-l alegi și cu siguranță n-ai tu cum să alegi acele acțiuni care vor performa mai bine decât media pieței. Acum, din punct de vedere statistic, există câteva fonduri care au performat istoric mai bine și unul dintre ele este al lui Ray Dalio. Are un fond de la Bridgewater
care este administrat activ, ăsta la care lucrează mii de oameni și care, de-a lungul istoriei, nu știu, ultimii 30-35 de ani, ceva de genul ăsta, este cunoscut ca fondul din istorie care a obținut cele mai mari rezultate, bune rezultate, nu știu, undeva 20 ceva la sută pe an. Deci, atenție, nici ăla n-a obținut 10% pe lună, cum facem noi ăștia tari din Forex, și a obținut 20 ceva la sută pe an. Problema este că pentru a intra în acel fond ai o nevoie de o sumă minimă de undeva pe la 10 milioane de dolari, ceva de genul ăsta, și că oricum adeziunile s-au închis cu mulți ani în urmă pentru că oamenii au o cerere atât de mare încât nu își permit. Și să încerci să manageriezi mai multe active decât poți cu adevărat, nu funcționează. Și atunci oamenii au zis, băi, noi ne întindem cât putem, au active cumulate de nu știu câte miliarde și au zis, asta e ce putem să facem, mai mult de atât, dar nu putem. Punct. Și atunci asta au făcut. Mai avem aici niște comentarii. Atenție, creditul în imobiliar este tot leverage. Așa este. Seamănă cu un pic cu CFD-urile pe acțiuni. Cu cât mai mic avansul, cu atât mai mare leverage. Păi exact chestia asta am discutat la început, cât de periculos este un leverage foarte mic. Da. O întrebare foarte bună. Are sens să cumpere acum un ETF pe indicele S&P 500? Sau să mai așteptăm câteva luni până vedem care e treaba? Vedeți? Exact spre asta ne îndreptăm. Ne îndreptăm spre timing the market. Marea păcăleală, a doua mare păcăleală a lumii în care trăim. Prima e aia cu îmbogățirea rapidă cu trading-ul. A doua este că mai bine hai să mai vedem, să mai așteptăm, să mai prindem un moment de scădere să cumpărăm acolo. Și imediat o să mă refer la chestia asta. Ce părere ai despre o investiție pe bursa noastră BVB față de una pe bursa americană? Ca investitor începător, mi se pare că pot fi la curent cu informațiile de pe piața românească mai ușor decât cu cele din afară. Chiar dacă au istorie și rentabilitate de multe ori mai bună. Fiecare după preferință, ce să zic. Eu nu sunt fan cu știrile, pentru că atunci când apar știrile din piață, de obicei ele deja sunt aproape instantaneu înglobate în preț, deci a urmări știrile este practic inutil. Înseamnă că a fi în permanență cu un moment în spatele pieței. Mihai ne spune, s-ar putea să greșesc, asta aproape sigur că indicele beta are creștere mai mare decât S&P în perioadele bune și scăderi mai mari în perioadele proaste. Ai perfectă dreptate, Mihai, așa se întâmplă în toate economiile emergente și toate economiile de frontieră. Când lucrurile merg bine, ele cresc mai repede, pentru că vin bani în ele, pleacă banii din piețele stabile și când lucrurile merg prost, se duc în jos mai repede, pentru că pleacă banii să ducă acasă. Să ducă acasă în economiile dezvoltate. Exact așa. Da, și a treia păcăleală cu stock picking după zvonuri și semnale, corect. Bun, și vreau să vă arăt un grafic care face legătura între ideea de tranzacționare perfectă, la minime, ideea de tranzacționare foarte proastă și ideea omului mediu, care face investiții pasive. Nu e un grafic făcut de mine, e un grafic făcut de niște specialiști într-un studiu din 2013 publicat. Și studiul ăsta s-a ocupat cu următoarea chestie. A zis următorul lucru. Dom'le, în 20 de ani, între 1993 și 2012, să presupunem că veneam cu o investiție anuală de 2000 de dolari. Asta înseamnă undeva pe la 170 de dolari pe an. Da? Pe lună, pardon. Și a zis în felul următor, hai să vedem cum ar fi performat trei tipuri de investitori. Și aici îl aveți pe investitorul perfect. Ce face investitorul perfect cu perfect timing? Așteaptă pe parcursul unui an de zile momentul optim pentru a intra, pentru a investi acești 2000 de dolari. Care e momentul optim, după părerea lui? Este momentul când prețurile sunt la valori minime. Cu alte cuvinte, el așteaptă tot anul, într-o bună zi privește globul lui de cristal, vede că aia este ziua
în care prețurile sunt minime din tot anul și investește în acea zi. Sau, mă rog, așteaptă până la sfârșitul anului, după aceea se întoarce în timp în ziua în care prețurile au fost minime și cumpără exact în ziua în care prețurile sunt minime. Da? Vă dați seama că la modul practic așa ceva nu poate să existe never ever, dar este exemplul pe care l-au folosit. La celălalt capăt al spectrului este investitorul care face fix pe dos. Este investitorul cel mai neinspirat dintre toți, este cel care cumpără în ziua cea mai proastă anului. Care e ziua cea mai proastă? Când prețurile sunt la nivelul cel mai înalt. Da? Ăsta este investitorul cu bad timing, așteaptă tot anul, găsește ziua în care prețurile sunt cele mai proaste, investește fix în acea zi. Da? Și face chestia asta timp de 20 de ani. Ce se întâmplă? Cel cu un timing perfect ajunge la un portofoliu de 87.000 de dolari după 20 de ani, cel cu timingul cel mai prost ajunge la un portofoliu de vreo 72.000 de dolari. Și aici, undeva la mijloc, suntem noi, investitorii pasivi, care investesc imediat cum intră în posesia acestei sume, fără să se uite la prețuri, fără să-și pună problema. Suntem în criză, suntem în creștere economică, vine doamna Veorica cu ordonanța, vine COVID-ul și ce mai vine, Doamne ferește, zice, eu investesc acum. Acum, singurul mod mai bun de a investi 2000 de dolari într-o singură zi este a împărți pe parcursul unui an și a investi în fiecare lună câte 170 de dolari sau cât vine. Asta ar fi o variantă și mai bună, dar nu contează, el face chestia asta. Ce mi s-a părut mie fascinant la aceste două strategii este că diferențele dintre această valoare medie și acest ipotetic maxim, care nu poate fi niciodată atins, este după 20 de ani de doar mai puțin de 6.000 de dolari. Da? Ceea ce mi se pare incredibil de puțin. Este sub 10% diferență. La fel cum plusul pe care l-a obținut față de ăsta cel mai nefericit, cel mai amărât dintre toți investitorii amărâți din lume, iarăși este undeva pe la, mă rog, 9.000 de dolari, da? Bun, deci acum chiar să alegi așa cel mai moment, prost moment, e greu de crezut. Și ce mi se mai pare aici interesant, bine, dacă băgați într-un calculator de performanță, o să vă iasă undeva pe la 6,5%, ceva de genul ăsta, randament, nu mai știu exact cât e și randamentul anualizat, vedeți pe MoneySmart, moneysmart.gov.au e un calculator de dobândă compusă, compound interest, foarte, foarte util. Interesantă mi se pare comparația cu ce face omul obișnuit. Omul obișnuit care îi se pare că investițiile sunt riscante și care stă în cash. Și când mă refer la cash, nu mă refer la cash propriu-zis, că dacă stătea în cash, ar fi avut după 20 de ani 2.000 de dolari pe an, ar fi avut 40.000 de dolari, e clar, nu? E matematic. Nu, el are totuși 51.000 pentru că a stat cu niște dobânzi, depozite bancare, a stat cu niște titluri de stat, care titlurile de stat au risc aproape practic zero, dar au și dobânda micuță, cea mai mică dintr-o economie. Bine, pe vremea aia, titlurile de stat americane tot aduceau vreun 2,5% anual lejer și dacă calculați randamentul lui, e undeva pe la 2,5% anual, deci nici măcar el n-a stat doar în depozite bancare sau doar cu bani într-un cont curent. Mie diferența asta dintre randamentul cel mai bun și randamentul mediu mi se pare extrem de mică față de diferența între randamentul mediu și randamentul obținut de omul care nu investește. Și asta este exemplu de investiție pasivă. Asta este ceea ce se numește investiție pasivă. Am pierdut fereastra de chat. Ia să vedem. Au fost câteva întrebări. Așa.
Eu mă întreb ce se întâmplă dacă brokerul prin care investești dă faliment. Nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că instrumentele în care tu investești, în afara faptului că cazul în care ele sunt instrumente derivate, CFD-uri sau cash, pentru că aceste contracte, pe diferență, sunt un contract între tine și brokerul respectiv. Da? Ele sunt singurele care au de-a face strict cu brokerul și cash-ul tău din cont are de-a face strict cu brokerul. În rest, celelalte instrumente sunt înscrise la depozitarul central. Acțiuni, obligațiuni, ETF-uri, ETF-uri pe mărfuri, ETF-uri pe ce vrei tu, toate sunt înscrise la depozitarul central. Cu alte cuvinte, nu contează dacă brokerul dă faliment, ele în continuare rămân la depozitarul central înscrise, tot ce se va întâmpla, ele vor ajunge de la acel broker la noul broker pe care tu ți-l alegi. Și dacă nu ți-l alegi, nu e nicio problemă. Ele se pot moșteni, deci nu ți le ia nimeni. Da, BVB este mai aproape versus SUA, dar sunt mai multe probleme pe lângă riscul de țară. Este atât inflația, încât nu poți să te diversifici prea mult. Da, corect. Anumite strategii nu le poți implementa. Dividend growth, așa este. Nu poți face hedging pentru că nu există opțiuni și nu există nici posibilitatea de tranzacționare short, deși vor să implementeze acum s-a înființat casa de compensare sau nu știu cum se cheamă, este contrapartea centrală, mă scuzați, contrapartea centrală se numește, mulțumesc că Alexandru ți-a luat înainte, da, contrapartea centrală care va permite tranzacționarea short, deci vei putea să faci și hedging. Da, că nu cred că am auzit până acum pe cineva vorbind de bine BVB-ul. Ba da, eu vorbesc de bine BVB-ul și investesc la BVB Happy din 2010 și uite și Ildico ne spune că și ea investește tot Happy după fața ei, deci bănuiesc eu că e Happy, dar nu investim toate ouăle într-un coș. Eu personal nu investesc toate ouăle într-un coș, indiferent cât de atractiv și interesant ar fi acel coș. Bun, așa că eu asta vreau să spun apropo de treaba asta. Ideea asta de timing de market este superbă, este foarte atractivă pentru că ți se pare logic să cumperi la valori mici, să vinzi la valori mari, dar nu funcționează. Pe termen lung nu funcționează. Pe termen scump poate funcționa. Poți să o nimerești odată, poți să o nimerești a doua oară, dar la un moment dat se va întâmpla ca tu să cumperi și piața să continuă să scadă, în momentul în care, datorită faptului că tu ai intrat cu bani mulți, te vei stresa și probabil că vei zice, a, păi știi ce, mai bine vând acum și mai aștept eu până ajunge la fund piața și după aia intru din nou, moment în care probabil că piața își va recupera și se va duce lejer în sus fără tine, că tu nu mai ai timp să mai și nervi să mai intri din nou. La fel cum se întâmplă în partea de sus când îți propui la un moment dat să vinzi. Păi de ce vinzi? Păi piața a ajuns sus. Nu ne spunea Caius, zice, băi, piața e cam sus acum. Vă dați seama cum o să fie peste 5 ani piața de sus? Vă spun eu cum o să fie. O să vă supărați pe mine dacă vă spun părerea mea. Dar părerea mea este că dacă istoria reprezintă o cât de câtă indicație asupra viitorului, piața de acțiuni din SUA a crescut în medie cu 10% pe an. Asta înseamnă că odată la 7,2 ani se dublează. Deci, predicția mea este că peste 7 ani jumate, piața din SUA va fi dublă față de nivelul actual. Nu mă interesează dacă greșesc sau dacă am dreptate. Tot ce mă interesează este să n-aibă loc un eveniment cataclismic astfel încât piețele internaționale să fie reduse la zero. Pentru că altfel statisticile cât de cât funcționează. Că nu o să crească cu 10%, că să crească cu 8 sau cu 9 sau cu 7, oricum evoluția va fi mai bună decât depozitul bancar. Oricum evoluția va fi mai bună decât rata inflației și oricum va fi mai bună decât a nu face nimic cu banii. Deci comparația mea personală în ceea ce mă privește, și asta nu e un sfat de investiție, nu este cu investitorul ăla perfect sau cu investitorul ăla cel mai nefericit.
Comparația mea este cu investitorul ăla care nu face nimic. Și atunci, asta este ideea. Mai mult decât atât, sunt un fan al investițiilor pasive, pentru că investițiile pasive înseamnă să investezi sume mici, regulate, la momente cât mai dese, ca să faci ceea ce se numește dollar cost averaging. Și dacă îmi permit să vă arăt un mic desen, o să vă arăt un mic desen. Cu creșterea. Dacă e un instrument care ajunge din punctul A, să zicem de aici, până în punctul B aici, cel mai normal ni s-ar părea să ajungă așa, din punctul A în punctul B. Din păcate, chestia asta nu se întâmplă aproape niciodată. Se poate întâmpla să crească puțin, să aibă o scădere mare și după aia să ajungă aici, sau se poate întâmpla din contră, să aibă o super creștere și după aia să aibă o scădere și să ajungă aici. Ideea este că nu știi niciodată ce se întâmplă. Și atunci, ideea investițiilor pasive, zic în felul următor, domnule, indiferent ce face piața, dacă crește, dacă scade, se prăbușește și după aia iași revine din nou, nu este important când cumperi. Este important să cumperi constant, sume mici și pe termen lung și într-un mod diversificat. De ce? Pentru că dacă tu ai cumpărat doar aici și piața ajunge aici jos, o să-ți pară rău. Dar dacă tu cumperi aici, pe creștere, ajungi să cumperi la maxim, după aia cumperi pe scădere. Cum spunea cineva, zice, domnule, piața, nu știu, poate mai scade. Așa e. Și dacă scade, tu cumperi în permanență. Ajungi undeva să cumperi pe aici și după aia cumperi în continuare. Piața nu trebuie să-și revină la prețul dinainte ca tu să fii pe zero. Ăsta era prețul dinainte. Tu ești pe profit undeva după nivelul ăsta, să zicem. Pentru că tot ce ai cumpărat în partea de jos, câștigurile vor compensa pierderile la ce ai cumpărat în partea de sus. Și atunci tu deja, la o revenire a pieței mai mică decât nivelul anterior, ești pe plus. Ba mai mult, piețele pe termen lung tind să crească. Și atunci, automat, vei câștiga din două părți. Vei câștiga din ceea ce se numește dollar averaging și vei câștiga din creșterea normală a piețelor. Dan, ce părere ai despre criptomonede? Tot vorbești de diversificarea portofoliului. Am o părere bună despre criptomonede. Eu personal investesc în Bitcoin de vreo 2 ani și ceva, 2 ani și câteva luni, după ce s-a prăbușit atunci în ianuarie 2018, doar că investesc sume foarte mici. Am și niște videouri. Dacă intri pe canalul meu de YouTube, o să vezi despre criptomonede cu metoda pe care eu folosesc de a investi în criptomonede. Însă investesc sume mici pentru că acest cripto are o volatilitate absolut incredibilă. Se poate înjumătăți în câteva zile. Poate să ajungă la 14.000, după aia poate să ajungă la 7.000, după aia se întoarce la 10.000, după aia ajunge la 4.000. Deci, dacă îți propui pe termen scurt să investești, mult succes, se cheamă trading și trebuie să te pricepi la chestia asta. Eu investesc pe termen lung, nu mă interesează ce face într-o lună, nu mă interesează ce face într-un an, mă interesează ce o să facă în 10 ani. Și atâta timp cât eu investesc din portofoliul meu 1 sau 2%, după părerea mea, în 10 ani sunt două variante. Una, să ajungă la zero, moment în care eu am pierdut 2% din portofoliu plus profiturile viitoare, ceea ce îmi pare rău, dar nu mă întristează iremediabil. Sau doi, varianta a doua, să aibă 50x sau 100x, ceea ce s-a întâmplat în trecut, să aibă o creștere nu de 100%, de 100 de ori,
Ceea ce se poate întâmpla și așa ceva, caz în care la o creștere de 50x înmulțit cu 2% din portofoliul meu, practic îmi va dubla portofoliul. Asta este calculul meu. Nu este un sfat de a investi în cripto. Este o investiție cu risk-reward interesant. Așa. O întrebare despre imobiliare. Ce investiți în imobiliare? Ce recomandați cel mai mult pentru închiriere? Garsoniere, apartamente? Păi, ideea este că, din punct de vedere strict randament, pare să că se obține un randament mult mai bun, mai bun, puțin mai bun la garsoniere. Deci, cu cât e apartamentul mai mic, cu atât obții un randament mai bun pe metru pătrat. Și, cu siguranță, Mihai, este mult mai ușor de închiriat decât un apartament. Da. Dacă o cumperi un ETF pe indexul S&P 500, din ce câștigi din dividend? Cum se aplică dobânda compusă în cadrul indexului? Păi hai să spun cum se aplică. Indexul S&P 500 este un indice total return care include automat dividende. Deci cel mai bine pentru dobânda ta compusă ar fi să nu încasezi dividendele, pentru că dacă tu le încasezi, unul se impozitează, nu mult, 5% atât în România, și doi, trebuie să le reinvestești tu ca să beneficiezi de dobânda compusă. Dacă tu investești într-un indice care acumulează dobânda, într-un ETF care acumulează dobânda și nu într-un ETF care distribuie dobânda, ai automat dobânda compusă care acționează în favoarea ta. Deci este foarte simplu. Ce platformă folosiți pentru a păstra cripto pe termen lung? Eu nu folosesc nicio platformă. Eu folosesc un, se numește Paper Wallet. Dacă intri în videoul meu despre cripto, o să vezi cum poți să-ți faci un Paper Wallet online. Mă duc frumos, am un QR code pe care l-am pe telefon. Mă duc cu el la un bancomat de cripto. Eu folosesc Bitcoin România. Brag frumos și el acolo lei și banii se transformă în cripto și intră automat în adresa mea din blockchain. Deci, practic, eu n-am nevoie de niciun intermediar. Caius. Deci, fii atent aici. Un ETF cu acumulare este un ETF care nu dă dobândă. Deci, tu nu primești nicio dobândă, da? Nu primești trimestrial, nu primești niciun dividend. Dividendul automat este băgat în valoarea ETF-ului care crește. Dacă tu te uiți că în anul respectiv indicele a crescut cu nu știu cât, ETF-ul tău a crescut nițel mai mult. Este ca găina aia cu ouă de aur. Știi cloșca? Nu, găina. Da, găina cu ouă de aur. Știi găina aia, povestea care făcea un ou de aur în fiecare an? E, dacă tu iei găinii ouă de aur, ai rămas cu o găină fără ou de aur și cu una bucată ou de aur. Dar dacă tu păstrezi ouăle alea de aur înăuntru găinii, găina o să crească din ce în ce mai mare. Da? Asta e ideea. Bun. Din experiența personală, eu îți spun că la imobiliarele mele obțin undeva între 5 și 6% pe an, dar nu am garsoniere, deci am apartament de 3-4 camere, așa că am 90 de metri pătrați suprafață utilă. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu sunt cel mai bun exemplu. La garsoniere pare să că mergem undeva spre 7%. Eu sunt undeva între 5-6. Ăsta probabil că este și motivul că este mai puțin profitabil din punctul ăsta de vedere. Ok. Ideea este simplă. Investițiile pasive sunt cele pe care le faci într-un portofoliu diversificat pe termen lung și cele care funcționează fără bătăi de cap, fără să trebuiască să alegi tu investiția, fără să trebuiască să urmărești maxime și minime, fără să trebuiască să bați piața sau pe altcineva, fără să trebuiască să faci trading. Mie mi se par foarte interesante, le fac de 20 de ani,
le-am făcut și cât timp făceam trading. La trading m-am dat cu capul de toate cele. Astea continuau să funcționeze. Mi-am dat seama că n-are niciun sens să mai continui. Am rămas pe cele pasive. Am deschis site-ul Idei, am realizat site-ul ideișibani.ro, în care am vrut să le spun oamenilor: fiți foarte atenți ce funcționează și ce nu funcționează, pentru că uite că astea funcționează. De asta m-am apucat să fac cursuri de investiții, ca să vorbesc despre lucrurile pe care le cunosc din propria mea experiență, pe care le pun în aplicare an de an și care chiar funcționează. Și culmea, care sunt și foarte profitabile din cazul, din motivul ăsta. Cineva întreabă ce părere ai de strategia lui Kiyosaki de a cumpăra acțiuni la preț scăzut și minute, câteva jumătate. Și ținute, am înțeles, și câte și ținute. Părerea mea este foarte simplă, se numește gambling. Da? Dacă Kiyosaki are o echipă suficient de serioasă și suficient de bine informată care să studieze aceste chestii, jos pălăria, n-are decât să aplice această metodă. Eu personal nu consider necesar, și au fost ani de zile în care am urmărit acțiuni individuale, eu sunt de părerea lui Warren Buffett, al lui John Templeton, al lui Ray Dalio, că a investi într-un index fund este varianta cea mai bună. Asta fac eu și asta o pun în aplicare și despre asta vorbesc, pentru că știu că funcționează. Fiecare mi se pare normal să folosească varianta care îi se potrivește lui personal și să o pună în aplicare, pentru că asta funcționează la fiecare, nu? Deci nu există doi oameni care să fie identici, nu există două portofolii care să fie identice la ora actuală, nu există așa ceva și normal este fiecare să funcționeze exact pe ce funcționează el. Și eu, folosind investițiile imobiliare și culmea, investițiile pasive diversificate, da, și investițiile pasive, bineînțeles, atunci funcționează perfect. Investești pe termen lung, dar cash flow de unde îl obține în astfel de investiții? Păi foarte simplu. Îl obții din imobiliare, că obții chirie, îl obții din dobânzi de la obligațiuni sau ETF-uri de obligațiuni. Și iarăși contează foarte mult în etapa în care tu te afli. Dacă te afli în etapa de creștere a portofoliului, pentru că zicem că ești tânăr și ai un job și tu câștigi niște bani și vrei să investești și vrei să-ți, la un moment dat, să-ți crești portofoliul și să devii independent financiar, pe porțiunea de creștere a portofoliului nu o să ai nevoie de venituri. Da? Tu ești interesat să bagi în portofoliul tău, nu să scoți din portofoliul tău. Și atunci de-aia aveai alege ETF-uri cu acumulare și instrumente la care să obții dobânda compusă. Pe de altă parte, pe măsură ce te apropii de momentul de independență financiară, de unde știi chestia asta? Păi după dimensiunea portofoliului. Atunci vei fi interesat să îți micșorezi riscul, să treci de la ETF-uri cu acumulare la ETF-uri cu distribuție, inclusiv, cum am văzut aici, există ETF-uri pe S&P 500 care dau dividende trimestrial, perfect adevărat. SPY este unul din state, nu este disponibil nou în Europa. SPY 5 este un ETF pe care, culmea, l-am și eu în portofoliu, care dă dividende. Dar nu l-am luat pentru că dă dividende, ci ok, l-am luat din motive personale, pentru că SPY este cel mai mare ETF pe din SUA și eu îl cunosc de multă vreme și am așa un fel de respect față de el și mi-a plăcut cum sună și existând în Europa acest SPY 5, mie mi-a creat așa un sentiment uplifting și am vrut să fiu și eu acolo în cel mai faimos și cel mai mare ETF pe indicele S&P 500 din lume. Neputând să fim în SPY, sunt în SPY 5 și îmi dă un sentiment așa bun. Dar da, așa este, încasez dividende, ceea ce nu e util din punct de vedere dobândă compusă pe termen lung. Dar o reinvestesc, așa că nu e o problemă. Bun. Și ideea este că așa, Sorina zice că
Mentorii ei sunt ca oameni ca Dan, Lucian, mulțumesc frumos, Sorina. Din păcate, cred că suntem în România atât de dezvoltați, nu suntem în România atât de dezvoltați o parte de investiții să facem meeting-uri doar pentru schimb de experiență și mentorat. Eu mă bucur și le apreciez foarte mult ca cel de față, dar care nu include unul la unul, din păcate. Există și posibilitatea de unul la unul, dar știi cum e. E cu timpul și time is money, vorba englezului. Și am sentiment bun referitor la Berkshire. Da, păi Berkshire este un fond de investiții în sine ei. Un fond de investiții bine diversificat, care conține multe acțiuni serioase. Așa că cu atât mai mult. Da, Sorina, așa este, îți dau dreptate. Și ăsta a fost motivul pentru care împreună cu Valentin am vrut să împărtășim câte ceva din experiența noastră într-un mod, cum să spun, coerent, într-un mod pus la punct, că pe canalul de YouTube și în articole tot vorbim despre astfel de lucruri. Și ăsta este motivul pentru care am realizat și cursul de investiții pasive, pe care, mă rog, nu știu dacă ați auzit de el, dar vi-l prezint aici. Este pe site-ul Idei și Bani, îl vedeți în partea de sus. Și care nu este un curs de criză. Da, a fost realizat într-un moment de criză, dar a fost realizat pur și simplu întâmplător. Este un curs pe care l-am pus să îl gândesc împreună cu Valentin de circa un an de zile și pe care l-am adaptat în situația actuală să aibă un format mult mai accesibil, să aibă un preț mult mai accesibil, pentru că alte programe pe care noi le avem și în care studiem investițiile pasive, cum este de exemplu acest program de training de 12 săptămâni și care, culmea că tocmai s-a terminat de curând programul de 12 săptămâni cu întâlniri live în fiecare săptămână cu participanții, sunt programe care nu sunt destinate tuturor pentru că ele au un anumit preț pe măsura timpului și efortului. Vedeți? Valoarea este de 990 de euro, este tăiat și este un program pe care noi îl vindem cu 590 de euro. Și atunci ne-am gândit ce am putea face în aceste momente mai grele și cum am putea să luăm informația, să o sintetizăm, să o prezentăm într-o manieră mai scurtă, mai la obiect și totuși să nu ratăm nimic important, nimic din ce înseamnă investiții pasive. Și ăsta este motivul pentru care am realizat acest curs, care este un curs video, deci este un curs înregistrat, am înregistrat vreo două săptămâni la el. Recunosc că mi-a fost destul de greu, dar nu mă plâng, că îmi face plăcere să vorbesc de aceste lucruri, în caz că nu observați. Și care este disponibil în trei pachete la alt nivel de preț, pentru că, repet, este un curs video și nu necesită interacțiune unul la unul. Și atunci ni se pare normal să trecem aceste eficientizări pentru cei care beneficiază de el. Avem la momentul actual pachetul Silver, care cuprinde cursul video și materialele de suport. Și avem câteva fișiere de buget, de activ net, avem și mai avem alte fișiere. Avem suportul de curs, bineînțeles, în format PDF. Există însă pachetul Gold, care din punctul meu de vedere este un pachet total deosebit. Fie și numai prin faptul că are acces la grupul secret de Facebook. Avem un grup privat de Facebook, în care sunt absolvenții din programele de 12 săptămâni, care sunt oameni care chiar au înțeles ce înseamnă investiții pasive și care nu pun niciodată întrebări de genul: este un moment bun să investesc în acțiunea X sau acțiunea Y? Este un moment bun să vând cu tare? Pentru că își dau seama că nimeni nu poate să știe aceste lucruri și pentru că ei își dau seama că cea mai bună investiție este investiția pasivă,
Și mă rog, chiar dacă nu și-ar da seama de acest lucru, tot n-ar întreba pentru că știu că nu se ocupă cineva de investiții de-astea de stock picking. Și atunci ei sunt preocupați de investițiile pasive și prezența în acest grup aduce un plus valoare imens pentru că rămânem în contact nu numai cursanți între ei și avem până la ora actuală câteva sute bune de membri în acest grup, cât și Valentin și cu mine participăm, răspundem la întrebări, facem comentarii și ne spunem părerea într-un mod democratic. Și nu cred că ați văzut multe întrebări la care noi să nu răspundem la modul cel mai sincer și direct. Cunoaștem, nu cunoaștem, care e părerea noastră, o fi pro, o fi contra, pentru că asta e normal. Și dacă cineva spunea în acest chat că interacțiunea cu un mentor nu se face într-o chestie scurtă, are perfectă dreptate, pentru că în acest grup de Facebook suntem în contact a la lung. Adică nu pleacă nimeni de acolo. E, și pe lângă asta mai sunt încă trei webinarii, unul de Q&A exclusiv de întrebări, celălalt în care vorbim puțin de mindset și finanțe personale și tot așa întrebări, și unul de investiții urmat tot de întrebări, care sunt la o diferență de 50 de euro în plus față de pachetul Silver. Adică pe mine personal, dacă mă întrebați, doar accesul în acest grup de Facebook valorează pe termen lung mult mai mult decât cei 240 de euro cât este prețul redus pentru acest pachet. Dar o să ziceți, e normal că tu să ne spui asta, este normal să vrei să-ți vinzi produsul. Eu vă spun că nu este doar un loc normal să vreau să vând produsul, pentru că eu, în mod particular, sunt independent financiar de ani buni. Nu că nu mă interesează să obțin venituri. Mulțumesc pentru fiecare venit pe care îl obțin, dar nu ăsta este scopul pentru care am realizat acest curs. Le-am realizat ca să venim cu o informație clară, simplă, bine structurată, o informație care chiar funcționează și funcționează de sute de ani și probabil că o să funcționeze sute de ani, și o informație ușor de aplicat. Este un curs în care noi intrăm pe platformele brokerilor, în care vedem cum arată instrumente, cum se pune ordin de cumpărare, cum se pune ordin de vânzare, intrăm în prospecte, cum te uiți la un fond de investiții, cum te uiți la un ETF, la care sunt rubricile, unde te uiți la comisioane, unde te uiți la ce investește, ca să nu vină un deștept și să-ți vândă niște fonduri nemaipomenite care au niște costuri ascunse și așa mai departe. Și bineînțeles, avem pachetul VIP care conține față de pachetul Gold o ședință 1-1 cu mine și o ședință 1-1 cu Valentin. Deci asta este singura deosebire, pentru că există persoane care sunt interesate, domnule, am înțeles cum funcționează lucrurile, dar vreau să mă consult cu cineva pe situația mea particulară, pentru că eu, uite, am așa, și împărțirea asta, alocarea asta de portofoliu e corect, observ ceva în regulă, observ un dezechilibru. Știți cum se spune de obicei, două perechi de ochi sunt mai utile și ne-am gândit că poate există cineva care este interesat de o astfel de discuție și bineînțeles că cunoaștem că există în permanență persoane care sunt dornice să pună întrebări într-un format de ăsta 1-1. Deci, din punctul meu de vedere, ăsta este răspunsul. Dintre strategiile pe care eu le cunosc, le-am aplicat de-a lungul anilor și știu că mulți alți oameni le cunosc și le aplică de-a lungul anilor, mie mi se pare că strategia de investiții pasive este departe cea mai simplă, cea mai eficientă și cea mai profitabilă. Și dacă vă interesează să cunoașteți instrumentele și cum ne putem construi un portofoliu diversificat care funcționează și în momente de creștere economică, dar și în momente de criză, aveți posibilitatea. Săptămâna asta mai sunt 4 zile și 3 ore. Avem un timer aici, că așa am învățat că să faci, trebuie să pui un timer cu oferta specială în care puteți beneficia de aceste informații. Bun.
Dani și Valentin sunt cei mai mari inimoși mentori pe care i-am avut de-a lungul vieții. Sunt recunoscătoare și urmăresc de fiecare dată când am posibilitate, de fiecare dată învăț ceva nou. Mulțumesc. Și noi mulțumim, Ildi, pentru cuvintele tale frumoase. Din întâmplare, Ildi este unul din cursanții noștri la programul de 12 săptămâni și membrii pe grupul de Facebook și cunoaște exact care este tematica, cunoaște despre ce vorbim și cunoaște modul la care vorbim, adică, cum să spun, mindset-ul și gândirea din spatele acțiunilor. Că una e să spună cineva, bă, știi, ar fi bine să-ți faci un portofoliu diversificat cam așa și așa, dar să nu ți explice, bă, de ce e bine așa și dacă pui prea mult din ăla, ce se poate întâmpla în perioade de creștere sau de scădere, dacă pui prea mult din ăla, ce se poate întâmpla în perioade de creștere și de scădere. Și când mă refer la ăla, nu este nimic ascuns, este vorba de acțiuni, obligațiuni, titluri de stat și mărfuri, în particular aur. Astea sunt principalele componente, pe astea o să le găsiți în curs, doar că o să le găsiți în trei variante, sub formă de fonduri mutuale, sub formă de instrumente pe Bursa de Valori București și îți dau dreptate, Sorina, Bursa de Valori București are foarte multe instrumente utile. Pe lângă acțiuni are și obligațiuni, are și aur, are și niște certificate indice, are până și petrol. Deci cine este interesat găsește foarte multe la BVB și bineînțeles vorbim despre ETF-uri pe piața internațională, vorbim despre brokeri cu costuri minime, de exemplu TradeStation are un cost de 1,75 euro pe tranzacție, comisionul minim, permite investiția la Interactive Brokers, este un broker intermediar pentru Interactive Brokers și este unul dintre cei mai mari brokeri din lume, adică și dacă se întâmplă ceva neplăcut cu el, oricum portofoliul nostru rămâne la depozitarul central din țara respectivă, deci nu fuge nimeni cu el. Bun, dacă mai aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere. Până atunci, eu aș vrea să trag o mică concluzie și să vă spun că din această idee cu lebedele negre, rezultă faptul că ele oricum o să apară la un moment dat, o să apară mai devreme sau mai târziu, o să apară pe piețele internaționale, o să apară în portofoliul nostru, o să apară chiar în viața noastră personală și asta se întâmplă, da. Am trecut pe acolo, unii, alții o să trecem pe acolo și ideea este, în ciuda lor, să alegem o strategie de investiții care funcționează pentru noi personal, pentru profilul nostru de risc și pentru orizonturile noastre de timp. Dacă vrem să mergem pe ideea cu trading, mare atenție că funcționează doar pentru cei profesioniști. Dacă vrem să facem stock picking sau timing the market și să nimerim noi momentul cel mai bun de a cumpăra și de a vinde, atenție că s-ar putea să ne păcălim. Pe termen lung, nimeni pe acest pământ nu va reuși chestia asta în mod consistent. Va reuși o dată sau de două ori, după aia o va da în bară și va fi foarte păcat. Însă, o strategie care funcționează de sute de ani pe termen lung și probabil că o să funcționeze în continuare, este strategia de investiții pasive cu investiții constante într-un portofoliu diversificat, indiferent că prețurile cresc, scad sau ce se întâmplă cu el. Da? O întrebare. Există vreo diferență între un ETF care este listat pe o piață dintr-o țară sau alta? Nu. Trebuie să fii atentă nu la tickerul, simbolul de pe o bursă sau alta, trebuie să fii atentă la ETF-ul în sine. Dacă intri, de exemplu, pe ETF-urile de la iShares, care sunt? Pe MSCI World, de exemplu, IWDA sau EIMI este un altul. Dacă intri pe cele de la S&P 500, o să vezi că ele sunt listate pe mai multe burse. Pe Bolsa Italiană are un ticker, pe Xetra are un ticker, pe London Stock Exchange, pe cea din Amsterdam, au un simbol.
nu sunt diferite unele de altele, decât că fiind listate pe anumite burse, bine, pe unele pot fi listate în euro sau pe altele în dolari sau în lire sterline, depinde de la caz la caz. Dar ele sunt practic mai multe imagini ale aceluiași ETF. Și ce te interesează pe tine nu este ticker-ul, numele, te interesează, bineînțeles, bursa de pe care îl cumperi. De exemplu, Interactive Brokers are multe instrumente pe bursa din Olanda. Și atunci e normal să cauți unul din Olanda sau unul după Xetra de la nemți și să-l cumperi de acolo, că ți-e mai ușor. Știi? Dar pe tine te interesează ce este înăuntru ETF-ului, știi? Acolo în modul lui de alcătuire și ăla este același. Este același, îl vezi în prospectul ETF-ului pe site-ul celor de la iShares și ăla este. Indiferent că e sub o formă sau alta, care are un nume sau altul, este fix aceeași mărie cu altă pălărie de la o bursă la alta. Excelentă întrebare, Daniel. Cât timp alocați zilnic pentru investițiile dumneavoastră de la bursă? Investițiile mele pasive la bursă? Bun, problema mea personală este că eu sunt pasionat de aceste lucruri. Mie îmi place să urmăresc piețele, mie îmi place să urmăresc piețele bursiere, îmi place să urmăresc piețele de obligațiuni, de titluri de stat, îmi place să urmăresc metalele prețioase, îmi place să urmăresc alte metale industriale, cum sunt uraniu, îmi place să urmăresc petrolul și îmi place să urmăresc chiar piața Forex. Chiar dacă nu tranzacționez activ acolo, din când în când se întâmplă așa, nu știu, odată la pe lună sau ceva de genul ăsta, să mai pun câte o tranzacție așa mică, mică de tot, de distracție, am ceea ce se numește un fond de play money. Și eu personal, da, eu sunt pasionat de asta și cu asta dedic cam o oră și ceva, cam o oră pe zi. Plus citesc articole, citesc pe MarketWatch, urmăresc ceea ce a făcut Fed-ul, ce au făcut Banca Centrală Europeană, ce au făcut alții. Îmi place să fiu informat, reper, pentru mine este mai mult decât un hobby, mai mult un hobby. Mă rog, este și o profesie, cu asta mă ocup. Și da, eu îmi petrec mai mult timp din punctul ăsta de vedere, însă mi-l petrec pentru că așa doresc. Un investitor pasiv, probabil că mai mult de 2-3 ore pe lună pentru alocare, nu cred că are ce să facă. Ildi, îmi dai voie să te întreb, tu cam cât timp petreci pe portofoliul tău pe lună sau, cum să zic, ceva de genul ăsta? Sau dacă mai e cineva care face investiții pasive? Nu e mai bine să căutăm ETF-uri din paradisuri fiscale? Ba dacă ai, cum să nu? ETF-urile de la iShares sunt domiciliate în Irlanda, care Irlanda este un gen de paradis fiscal. Culmea, nu se impozitează, nu se reține impozit la dividende, nu se reține impozit la câștigurile de capital. Se plătește în România, bineînțeles. Așa. Și dacă ar fi în franci? Păi poți să investești și în franci, cum să nu? Ildi, te ascultăm. Stai că ai închis tu microfonul, îți dau eu... Așa. Uite că acum chiar ești co-host. Ia vezi, poți să-l deschizi acum? Da. Dacă aș face numai investiții pasive, atunci mi-ar lua așa, cam 2 ore pe lună, maxim 3. Dar și eu sunt pasionată și citesc mult și mai vând și când simt nevoia că vreau să vând sau am nevoie să schimb din sau să realoc, să rebalansez. La început am făcut rebalansare doar prin cumpărare. Ulterior am avut posibilitatea și am profitat de ocazie și am vândut să cumpăr, am vândut ETF-uri pe obligațiuni și am cumpărat pe acțiuni, că au fugit tare sus obligațiunile și am zis că... Rebalansare înseamnă că față de alocarea ta inițială pe portofoliu
pasiv, anumite lucruri au crescut mai mult, altele, celelalte au scăzut și atunci au dezechilibrat portofoliul, nu? Da, da, da. Și ideea cu scăderea bursei, am profitat de ocazie și am zis că acum este momentul să cumpăr acțiuni. Mm-hmm. Dar ai cumpărat de toți banii, adică ai venit așa cu toți banii de acasă și... Nu, nu, și chiar în programul de 12 săptămâni am avut o temă de casă să vedem ce am face noi dacă scade bursa. Și acolo am fost foarte mare și tare și am zis că majorez suma, dar faptic am scăzut suma. Deci am intrat cu mai puțin decât intram eu în mod normal lună de lună. Deci tu aveai o anumită sumă cu care veneai bani de acasă pentru că aveai din veniturile tale, da. Și așa cum am desenat eu acolo sau cum îți făceai tu schema, în fiecare lună investeai o anumită sumă, da. Doar că văzând acele scăderi, da. Nu numai că n-ai mai venit cu alți bani din buzunarul tău, dar din contră ai fost puțin reticentă și ai intrat cu o sumă mai micuță. Nu vreau să stau pe margine de tot, cum am mai citit că nu, acum eu stau și aștept și nu investesc deloc. Am zis că eu vreau să investesc, vreau să fiu în piață, dar cu mai mică sumă și în funcție de cum o să se întâmple jumătate de an, un an, doi ani. Și acum te bucuri că ai investit totuși o sumă mai mică, dar totuși că ți-ai impus să fii curajoasă sau îți pare, zice, bă, mai bine să te am? Îmi pare foarte bine, îmi pare foarte mult. Deci eu am intrat pe bursa, pe BVB, că aici m-au întrebat anumiți colegi de BVB. Am intrat în 2018 și în 2018 au fost niște roller coaster-uri, nu chiar de 30%, dar au fost. Și dacă în primele luni mă tot uitam aproape zilnic să văd ce se întâmplă cu portofoliul meu, dar erau voi lângă mine și a zis nu ieșim și facem aia și ne ținem de treabă și eu asta tot îmi ziceam în gând că fac ce trebuie să fac, asta e planul meu. În 2019... Așa de mult m-am bucurat că am intrat... În 2019 au mers toate fix în sus. Că deja eu eram cumva emoțional mult mai echilibrată și am zis orice se întâmplă, eu mă duc cu lecția învățată, iar acum când am văzut minus 30% și eu pe portofoliu total, general, am avut numai minus 12%, am zis asta înseamnă că am învățat și am aplicat ceea ce am învățat. Deci, atenție, ai avut minus 12% pe portofoliul tău într-un moment în care bursele de acțiune au scăzut cu vreo 35%, poate chiar mai mult. Și atunci pe tine te-au compensat celelalte obligațiuni în titlul de stat imobiliare. Da. Mulțumesc mult, Ildico. N-a fost o intervenție pusă la punct și regizată. El, într-adevăr, este o persoană care... Iată, investește pasiv și funcționează. De ce funcționează lucrurile astea? Nu pentru că le-am inventat noi, ci pentru că sunt studiate de mulți oameni și de mult timp. O înțeleg perfect pe Ildi, care a fost greu în perioada aia de scăderi să mai vină cu sumele uzuale, nu că a venit ea cu toți banii de acasă. Avea un plan stabilit, scris și pe care nu l-a respectat și o înțeleg perfect că i-a fost greu să-l respecte în perioadele alea de scădere, dar totuși venind cu niște sume mai mici a beneficiat și pe termen lung sunt absolut convins că va funcționa așa cum a funcționat în 2018, în 2019 și în 2020. Ildi, ne vedem aici peste 10 ani când ne vei spune că probabil vei fi dublat portofoliul și încă și mai mult fără nicio problemă. Felicitări pentru decizia voastră de a vă îmbunătăți finanțele personale și investițiile. Mulțumesc pentru participare, o seară bună și nu uitați, un om informat este un om mai bogat. La revedere! Pa, pa!